Mâncarea preferată? Azi ai mâncat? Nu. Eu am citit în Biblie despre Domnul Iisus care a venit pe pământ și știi, după ce mergea pe la oameni, îl spunea despre dragostea lui și după ce îl spunea despre dragostea lui, îl dădea de mâncare. Și noi azi ne-am gândit să facem exact ce a făcut Iisus. Adică, în primul rând să vă spunem despre dragostea lui și apoi să mâncăm împreună. De ce ați venit aici, la noi? Am venit că am auzit că faceți mâncare.
Că este foame. Cât de des vă permiteți meniul mai bogat așa cu cărnețe? Ce sunteți? Carne când vă permiteți să mâncați? Carne... Ce ți-a plăcut cel mai mult? Ce nu te-ați dat voi acum la mâncarea asta? Cât? Ce ai luat acolo tu? Gogoși cu pepene. Și cum ți se pare? Delicios! Ați reușit să mâncați, să vă săturați? V-a plăcut mâncarea? Da, da, foarte bine. Mi-a plăcut foarte mult, mi-a săturat. Ați făcut o minune. N-a venit nimeni să ne saturi de mâncare și de Dumnezeu și ați povestit dumneavoastră. La noi a mai venit. Nu ne-a săturat cum ne-a săturat azi. Cum vi s-a părut meniul de astăzi? Îl permiteți acasă, dumneavoastră? Da. Azi zile mari facem așa noi. Vă permiteți zilnic un asemenea meniu acasă? Nu, nu ne permitem, sincer vă spun. De mult n-am mai mâncat așa ceva. Tot ne-a plăcut. Și mâncarea, tot. Vă mulțumim din suflet, echipei Miros de Cer, pentru mâncarea care ne-ați dat-o. Mie mi-a plăcut foarte mult efortul care l-a depus surorile, chiar și dumneavoastră, pe o căldură așa de mare, chiar ați stat și ați depus un efort. Dragilor, suntem în județul Vaslui cu proiectul Bucătăria Mobilă, ediția a doua. A vrea să mulțumim lui Dumnezeu într-un mod deosebit pentru vremea frumoasă pe care l-a lăsat-o, apoi să mulțumesc întregii echipe care a fost alături de noi. S-a muncit mult, s-a depus un efort foarte mare pe o căldură extraordinar de mare. Suntem o binecuvântare pentru ei, dar totodată și dumneavoastră sunteți o binecuvântare pentru noi, cei care ne susțineți în lucrarea aceasta. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi care am muncit aici, dar și pe dumneavoastră care ne susțineți. Dumnezeu să fie lăudat pentru toate.